Deci asta e partea a doua. Că mi-a sărit Caleb, mi-a sărit pe tastatură și mi s-a închis video. Asta e și eu cum nu mai editez video, vin în Caleb. vin încă Bă, Bă Călebuț, Nichifor, De ce tu mie, că eu sunt omi, da? De ce tu mie mi-ai făcut reclamațiile tu că îmi ba joc de tine? Când de fapt dă dăm voie să te întreb oricum că îmi dai că nu eu te întreb. auzi, bă? Când de fapt tu îți bați joc de tine. Deci tu îți bați joc de tine. Sau vrei să spui că eu îți deschid cumva gura? Și știi? Te îndop eu? Cine te îndop? Tu pe tine? Sau eu pe tine? Stați că mă doare mâna să-l țin, că ăsta e greu, nu are rău să fac hernie de disc. Deja mi s-atrofiază mușchii de la mâna stângă cu tătrâță. Spune-mă! Spune! Cum ai putut să-mi faci tu mie... Raportul la YouTube și să minți că eu te hărțuiesc pe tine. Păi nu ți rușini. Acum știu că în unii le predice ai avut tupeu să spui că dacă enoreașul observă că un pastor păcătuia și sau că e mai slăbut, să postească pentru el, să se roage pentru el, dar să nu-l critique, să nu-i spună nimic. Dar tu acum asta faci în legătură cu orice subiect din viața asta? tu mai nou aplici metoda asta oriunde te duci și cu oricine interacționezi? Adică, ai ajuns până când și la YouTube, bă mincinosule, ai ajuns până când și la YouTube să minți că eu îmi bag de tine când de fapt tu ești singurul omule, tu înțelegi că tu ești singurul care îți bag joc de tine? Înțelegi sau nu înțelegi? Nu înțelegi așa, că n-ai cum. Mai bun, răs pe care calebuț jos, că nu mai pot să-l țin. Deci vă rog frumos să mă credeți că e foarte greu. Deci e foarte greu jucăria asta. Da? Vă rog frumos să înțelegeți că omul ăsta mi-a făcut complain la YouTube că eu l-am hărțuit când eu de fapt doar atât l-am întrebat și îl întreb la nesfârșit. La nesfârșit până când o să-l aud că recunoaște. L-am întrebat așa. Și așa te-am întrebat, băi, chelebuțe. Recunoști că lăcomia alimentară. E păcat? Îmbuibarea alimentară. E păcat? Recunoști sau nu recunoști, mă? Că tu cu atâta lejeritate te duci în față și condamni orice alt sau altă acțiune, deci orice acțiune tu condamn. condamni. Bere fără alcool? Dacă auzi tu, auzi încă și ce ai condamnat, că am pus un video mai de mult. Nu de mult tare, dar ci că tu erai atât de ofensat și pe persoanele care folosau țuică la masaj. Mă interesa că țuica pentru masaj te deranjat. Dar tu, că ești în halul în care ești, nu te deranjează. Mai mult decât atât. Atâta de mult o da penibilitatea peste tine, încât ți-ai permis să minți YouTube că eu te hărțuiesc pe tine. Cu ce te-am hărțuit, mă, omule? Cu ce te-am hărțuit? Că știți ce mă faceți voi pe mine să fac? să mă apuc să iau fiecare video al vostru și să vă fac raport la YouTube. Să vă fac raport cum, fac, cum, voi încurajați discriminarea. Pentru că da, voi asta faceți, voi discriminați din față. Și tot voi îmi faceți raport la YouTube, bohariule. Mă acuz că ți-am furat materialul. Ce material ți-am furat, măi nenică? Președinte, Nelu Filip, tu nu vezi ce-ți fac oamenii? Sau nici mai trebuie să te întreb că tu de fapt știi și le-ai dat bine cuvântarea să facă chestia asta? Cum mă, calebe să, m să, mă acuz tu pe mine în fața autobului că te hărțuiesc când eu de fapt doar ți-am adresat o întrebare peripit. Ești sau nu ești păcătos? Cum să fiți atâta de absurd? Cum să fiți de absurd? Și să-mi faceți voi mie reclamație? la YouTube, sub diferite forme, când de fapt eu spun adevăr. Adică dacă am vorbit ceva despre dramaturgosta de Cristi Bohariu, am demonstrat. Am demonstrat când el a spus că la el în Deva, la Biserica Muntele Sionului, unde el este pastor, ei nu pun la slujbă bărbații care au barbă și totuși o invita la el la biserică bărbați cu barbă și o mai aranja și microfonul. Eu am dovedit asta. Eu am dovedit și o să o dovedesc când, Cristi să duce în față cu detalii specifice, dar de fapt ele sunt numai niște minciuni. El vrea să le facă specifice, adică să zică că no, pe data de, la ora cu s-a întâmplat lucru nu știu care, el vrea să fie atât de specific să ajungă în sufletele voastre cu manipulare. Dar el de fapt minte și v-am demonstrat asta. Numai că eu când am demonstrat, el a pus pe sclăvuțul lui de Denis să-mi facă mie reclamație, chiar fura materialul, ca să nu mai vadă oamenii video respectiv, pentru că automat YouTube mi l-a luat jos. Dar urmează să mi-l pună din nou pe platformă. De ce? Pentru că voi nu sunteți în stare să vă duceți în curte, să vă cereți drepturi, le duceți să vă bă în curte. Păi dacă eu demonstrez ceea ce spun, pentru ce mă acuzați că vă fur material? Dacă eu ți deschid ochii, bă băiatul, cât timp ți să mai pot deschide, că o să ajungi că nu mai știi, știi ce zic? Știi? Păi dacă eu îți deschid ochii, uită-te la tine, nu mai vorbi de altul. Uită-te la tine, tu ce faci? Tu te-a pus și youtube -ul? Că te-am hărțuit? Păi dacă eu te-am hărțuit, că te întreb. Dacă lăcomia alimentare, e păcat? Deci dacă asta tu numești hărțuire, păi tu atunci înseamnă că tu pe tine te sinucizi. Înseamnă că tu ești autorul crimei tale. Tu dacă o să mori, Doamne, și să mori așa, de să ferească, dar cu scuzele, are în paranteză și subradical, radical, dacă tu o să sfârșești din cauza bun, păi tu singur te-ai omorât. Și automat nu mai ajungi în rai, știi? Că te-ai sinucis. Nu, dacă tu nu ții cont de corpul tău, da, mă refer în limita posibilităților, cât poți, da? Eu nu zic că acum eu nu mă duc în extreme să zic, vai de mine să mănânci un avocado și salate, câți oameni ar vrea să mănânce, dar nu, nu, au, nu dispun de finanță. Eu nu mă refer la partea nu, nu. La gramaș, fratele meu, la gramaș. Pe păi dacă tu nu ai grijă și corpul tău se îmbolnăvește din cauza atacurilor la care au fost supus, nu? Că el când te primește, te primește, te primește, tu îl ataci. Apoi el moare. Numai că tu l-ai sinucis, indirect. Adică dacă tu o să sfârșești așa, ceea ce o să fie trist, dacă se întâmplă, e ca și cum tu te-ai sinucis. Tu comiți dublu păcat. Cât timp ai fost în viață, ai păcătuit din cauza că te-a robit lăcomia alimentară și al doilea păcat, te-a sinucis. Astea sunt numai două pe care le văd eu, că numai tu știi cât te mai faci după ecranul ăsta. Numai tu știi cât te mai faci când ești acasă. Eu numai de două vorbesc. Deci tu ești responsabil de viața ta. Tu ești vinovatul stării tale fizice și tot tu, tot tu, ai tu peu pe să mă acuzi pe mine. Nu ți-o fost rușine. Când te-ai dus în platforma YouTube și ai mințit că te-am hărțuit, nu ți-o fost rușine. Eu mă duc să-ți cumpăr ruda de salam. Eu mă duc să-ți cumpăr costițele, mă. Eu? Eu te oblig să mănânci. Că mai citești cazul și să știți oameni buni că e adevărat. Îs părinți care își forțează copiii să mănânce. Își forțează chiar acum, cred că două săptămâni în urmă, doar am citit că o familie atât așa obligat fata să mănânce, încât ea la 16 ani, cred că avea în jur de 400 de kg și o deceda din cauza stăriei, vă dați am acolo, obeză, nici n rost să mai zicem cât e bolnav o fi avut fata. Și acum părință îs audiat și o să fie trimis în, trimis în pușcărie. Pentru că -o. Asta decide instanța. Pentru asta s-a acuzat părinții, pentru omor. Pentru omor, pentru că n-ai cum tu, să dai atâta să, să înfunzi pe cineva. Te-am înfundat eu vreodată pe tine, bă? M-am venit eu cu de salam și să zic, halo, îți place cum erau? Bă, calea e, bă, ținuță -ți rușâne. Ținuță -ți ru Și nu spune. Nu spune că nu e adevărat, că eu am dovezi, mă. Și o să fac un video în care le arăt la oamenii cum funcționează platforma YouTube, ca să înțeleagă. Că unii mai zic, dar pe oameni de unde știi tu sigur că ți-o făcut caleb Nichifur? de De un știi tu că ți-au făcut reclamații de furt de autor bohariu. De unde știi că nu cred că să coboară el acum la nivelul ăsta încă să-ți fac reclamații de unde știu? Pentru că platforma YouTube, e o platformă, adică încearcă să fie cât de cât eficientă, deși are niște minusuri de mă crucesc. Dar în alte cuvinte, când cineva îți face raport, youtube te înștiințează. Adică când Bohariu, când Caleb, când Pinocchio mi-au făcut reclamație, YouTube-ul m-a înștiințat. Naomi Vescă, următorii te-au în legătură cu bla bla bla. Și eu trebuia să, mă, să iau niște decizii. Ce fac? Contrazic minciunile alea, stau și le suport, stau și le răd. Da? Deci nu vă mai, nu vă mai, cum să zic eu, nu mă, nu mă mai învinovățesc voi pe mine, cei care n-aveți cont de YouTube, nu mai faceți pentru că trebuie să înțelegeți o treabă. Nici eu n a știut foarte multe în legătură cu YouTube-ul ăsta până nu mi-am făcut cont, până nu am dat de problemele astea. Nici eu n a știut, dar niciodată nu m-am contrazis cu cineva pe care l-aș fi auzit că ar fi înștiințat publicul cu o primire reclamație sau așa mai departe. Ceea ce încerc să spun ei, oameni buni, dacă nu știți cum funcționează o platformă, dacă nu știți cum funcționează o rețea de socializare, nu mai învinovățiți oamenii care vă aduc la cunoștință asemenea probleme. Adică eu vă spun vouă că ăștia mi-au făcut mie reclamații. Nu mai încerca să spuneți că, a, păi Cristi Pohariu, na, el nu face așa ceva, nu face, ba face. Ba face pentru că YouTube mă științează. Voi nu înțelegeți că v-am explicat într-un video. Eu când, când ofer explicația mea înapoi YouTube-ului, eu trebuie să depun un jurământ. Am făcut un video în care v-am citit încă și jurământul. În alte cuvinte, devine un caz în curte, oameni buni. Deci n-aveți vă cum să spuneți mie că mint și că nu bohariu l-au pus pe Denis să-mi facă raport. N-aveți cum să spuneți asta. Când eu am depus jurământ și ei au la dispoziție 10 zile să-mi de casă în curte și să își apere drepturile de autor. De ce nu o faceți, mă, că v mai întreba și vă întreb. Dacă tot începeți acțiunea asta, să părăți că vă fur drepturile, de ce nu vă duceți până la sfârșit? De ce nu văd și eu să primesc o scrisoare? Cam de mă prezentat la curte, că s-a acuzată că am furat material. De ce nu vă duceți în continuare? Ca să mă duc și să arăt publicului până unde s-ajunge. Calebe, nu-ți rușine să minți tu, YouTube, că eu te-am hărțuit pe tine. Nu, țărușâne, mă, omule bun. Bă, tu ești singurul care îți deschis gura și știi? Tu, nu eu. eu. Tu. Eu n-am forțat pe nimeni să mănânce. Eu n-am forțat pe nimeni să ajungă în starea în care îi. Numai că voi nu mă suportați pe mine. Voi v-ați pus toți așa și voi o vreți pe Naomi redusă la tăcere. Că vă nu vă convine că apar tineri, că și eu, mai sunt că vreo doi, trei băieți, pe care asta e felicit, nu le mai menționez numele, nu știu, să nu-i deranjează, habar nu a. Pe voi vă deranjează că apar tinerii și vă critică. Și cum voi aveți o atitudine superioară de bohariu, de chelăbuț, știi, voi sunteți mandatați, nimeni nu are voie să se de voi că Doamne și ferește. Cine sunteți voi să aveți impresia că noi ăștia pe care voi vedeți mai jos N-avem voie să vorbim. Cine vă credeți voi, mă? Nu vi rușine să nu dați dreptul la replică și poporului care nu de acord cu voi? Există oameni care se confruntă cu probleme în mariaj, în familie, părinți cu copii, pe care voi nici măcar, deci voi nici măcar nu le dați subiect, de, adică nici măcar nu le dați oportunitatea să se discute. De ce? Pentru că voi din, din star spuneți, divorț e păcat. Nu vi mă. nu vi să vă pronunțați asupra unor subiecte fără drept de apel, ca și cum ce ați spus voi, e bătut în cuie și acolo rămâne. Nu vi rușine. oameni, oamenii ăștia de pe pământ, îs reali, au probleme reale. Problemele lor se transformă în durere, în suferință. Ei le cară tot timpul în sufletul lor, în trupul lor, fizicul lor, psihicul lor. Însă voi, cu tupeul vostru, cu mandatarea voastră, vreți ca și cum să le eliminați. De zici că nici nu există problemele astea. De zici că nici nu există o mamă care insultată. De soțul ei. De zici că nici nu există copii bătuți și mă tratați de părinți. De zici că nu există atâtea probleme. Voi le anulați din start. Din moment ce spuneți, aia e păcat, divorțul e păcat, femeia să vorbească e păcat, aia e păcat, ce cu mic. Numai atât știți voi, bă, cioc mic. Nu, lăsați să vedeți ce cioc îmi pun eu și lăsați să vedeți ce material o să fac despre voi. Eu, eu v-am mai spus și voi nu, că voi nu m-ați crezut, dar o să vedeți voi. Eu am fost indulgentă cu voi. De acum o să vă penalizez cu cartonaș roșu. La fiecare greșeală, pac, v-am sancționat. Indiferent că o să trebuiască să stau câte o săptămână, două pe tușă, din cauza că mințiți voi YouTube-ul, iar o să revin, iar o să postez, iar mă pune YouTube-ul pe tușă, că până verifică ce spuneți voi, știți că voi sunteți mulți, eu sună singură și apă până verifică YouTube-ul și nu ca și cum ne are numai pe noi, că sunt atâția, sunt milioane de, util, de users care au cont pe YouTube și până verific eu trebuie să stau smerită. Dar nici o problemă, nici o problemă, că atâta vă articulezi de nu v-ați văzut. Sau cum v mai spus, voi credeți că dacă eu sfat, ce? Ce, n-am voie să vorbesc? Sau că n-am tăria să vorbesc? Bă, din cauza voastră, din cauza voastră, eu o sută Că eu aș mai vrea să slăbesc, sincer, măcar de 7 kg n-are rost. Că deja am impresia că mă sufoc. Știam am impresia că tot timpul spui lângă Caleb Nechifo, știi ce zic? Dar nu, eu ca să pot să rezist stresului și nesâmțărilor voastre, eu trebuie să fiu supraponderală. Și păcătesc din cauza voastră ca să vă fac vă o față. Sau dacă voi credeți că cu niște rapoarte e mă intimidați pe mine, ați greșit adresa, mă. Ați greșit adresa pentru că înaintea voastră, înaintea voastră, și în țării voastre, cum tot îmi faceți reclamații la YouTube, o fost alții care m-au distrus la propriu. Știți, cum, cumva cu voi lupta îi psihică, știi? Bine că și fizică să simte, și fizic se simte cumva, ca automat, știi? Dar înaintea voastră, au fost alți, mă, care la propriu m-au călcat în picioare. Știți ce înseamnă să fii călcat în picioare? Să ți se dai de tot, să ți se dai în cap? Să ți fie atacat corpul când tu ești un copil și nu te poți apăra? Bă, au fost alți înaintea voastră, care m-au distrus. Eu nu știu cum s-a făcut. Că eu tot aici. Da? Deci dacă voi credeți că cu rapoartele voastre mincinoase mă intimidați, ați greșit destinatarul. Pentru că am luat prea multe pe caujă, am luat prea multe pe cajă din cauza predicilor voastre, din cauza încurajărilor voastre pe care voi le dați de la învon. Ca și cum bătaie rupte din rai, Copilul mereu trebuie să suporte orice face părintele. Că înaintea voastră au fost alții care au predicat așa. Acum sunteți voi, după aia o să fie ea pe care lăsați voi. Și uite așa, voi încurajați violența domestică. Uite așa încurajați. Și îs persoane care suferă din cauza predicilor voastre. Îs, pentru care și eu am suferit. Că fost un călău cu, ne cu, cu nevastă să care au ținut cont numai și se predica pe la biserică. Și au avut de grijă. Au avut de grijă de toate, nu au fost stres. Dar nu-i nimic. Nu-i nimic. Că voi ați încurcat caseta cu mine. N-aveți decât să-mi faceți raport. De, de fiecare când îmi faceți raport, o să arăt. Oamenilor care se uită la mine, o să le arăt dovezi ca să vadă cât de josnici sunteți, ca să vadă că voi ceva nu știți decât să vă plângeți ca niște țânțari ca să nu vă facă altcumva. Mă tot gândesc, știi? Dacă o să se ajungă la un moment dat să mi se închidă YouTube-ul din cauza voastră, oare o să vă placă mai mult dacă mă duc la Grațiela? Că am văzut că, trebuie să vă mai am timp, am văzut că Grațiela aia e una care nici nu mai știu cum îi spune la canalul de YouTube. Că alea spre mântuire sau ceva de genul. E ortodox, e creștin ortodox. Și tot să pune live cu popcii ei, cu connector, cu nu știu cine. Și insultă foarte mult creștinii pentecostali. Baptiști. Insultă foarte mult. Adică femeia aia vorbește fără dovezi. Ea crede că deține dovezi, dar nu le deține. Știți? Eu măcar, sunt foarte specific. Eu măcar folosesc dovezi valide. Eu, așa, eu asta cred că fac. Fără să-mi bat joc. Eu critic, nu-mi bat joc. Ea, grațiela, cu popcii ei, își bat joc de voi. Oare ce alegeți? Ce preferați? Să vă deșteptați un pic și să vă reveniți, să nu mai faceți rapoarte că nu are rost, sau continuați să-mi faceți rapoarte și o să mă duc la grațiela, și o să-i spun, uite ce îmi fac pocăiță ăștia, mă refer la pastor, nu la inureaș, da? Uite ce îmi fac pocăiță și să mă invite în live. Și apoi, știți, dacă nu v-a plăcut cum v-am criticat eu, fair play, da? adică cu dovezi clare, fără să-mi bagi nici măcar o secundă, doar să vă critic, uneori mai dur, alteori mai soft. Deci dacă voi vreți să mă duc acolo cu grație la aia, și să le dau motive să-și bată joc și mai mult de voi, că una îi, că eu fac singură material și ei să uită și mai prind două, trei informații de la mine și alta e când eu îs live cu ei. Voi vreți să ajungeți bătaie de joc? Că eu ce fac acum nu-i bătaie de joc. Eu vă critic. Pe când Grațiela, cu armata e ortodoxă, pur și simplu își joc. Adică e chiar își joc. Alegeți-vă, ce faceți? Suportați criticile mele și vă îndreptați? Și țineți cont de norea și de biserică de la voi? Sau îmi faceți raport la YouTube? youtube probabil o să mi se închidă și o să mă duc la grație. Și apoi, vedeți voi, nu o să mă opresc numai acolo. Eu nu mi-aș dori să mă duc acolo niciodată la femeia aia. Nu mi-aș dori, că mi nu-mi plac oamenii care își bat joc. Vedeți voi? Nu-mi plac. Cumva eu sunt că aș bate joc. mi nu-mi convine asta, știți? Dar dacă o să mi se închide canalul, o să mă duc. O să mă duc. Și apoi după aia, pe cuvântul meu, că o să mă duc la un canal de știri. Cu dovezi. Cu dovezile de la YouTube, cum i-ați făcut raport, cum bla bla bla. Și apoi n-aveți decât să fiți făcuți de rușine. Dacă voi nu știți să acceptați o critică pozitivă, că eu nu pat joc, voi trebuie să înțelegeți un pic diferența. Uitați-vă la Grațiela cum vorbea și de Pentecostă, și uitați-vă la mine. Când vreodată mi-am putut joc de penticostal? Nici nu permis să fac lucrul ăsta. Nici de penti, nici față de nimeni. Eu nu bat joc, eu nu-ți bat jocoritoare. Așa că alegeți-vă. Suportați criticile mele într-un mod fair play oferite, adică eu vi le ofer fair, fair, fair play, sau să mi se închide YouTube-ul din cauza amicilor voastre, mă duc la grație la, mă duc la știri. Și apă cine știu unde să ajunge? Cine știe unde să ajunge? Eu zic să fiți mai calculați. Să fiți mai atenți ce vorbiți voi de la învoane, că dacă voi n-ați greșit atât. Uitați câți pastori nu am criticat. Nu că nu i-aș fi ascultat cum predică, că ascult pe foarte mulți. Da, la unii zici că nici am ce să zic. Până nu de mult, nici la eu și că n-am avut ce să zic. Adică erau unele lucruri care mi se păreau, oh my god, dar m-am gândit, ok, principii diferite, uh, etică diferită, am înțeles, bun. Da, asta cu mariajul a fost un subiect pe care trebuie să-l ating. Dar îl sune pasul la care nu am... Mă, omul gândea și așa, eu gândesc așa. Dar voi ăștia care faceți gafe colosale, n-aveți cum să scăpați. Deci revizuiți-vă un pic teologia aia pe care voi că ați învățat-o și aveți un pic mai mult suflet față din oreașul voștri. Nu vă mai bateți joc Asta trebuie voi să faceți, nu să-mi faceți mie raport. Treaba voastră. Dacă mai faceți raport și mi se închide contul, pe cuvântul meu și cu toată părerea de loc, o să-mi rău să mă duc la grație, la vă spun sincer, mi-e îmi pare rău. Că cumva sunt că își bate joc, știi? Și eu nu vreau asta. Dar dacă voi faceți raport, vă asigur eu că grație la aia o să fie mai mult decât happy, ca eu să mă duc să vorbesc acolo live. Și dacă voi, pastorilor, vreți asta să fie primit, că acolo mai multe vizualizări, la mine nu-s atât Acolo câteva mii în două, trei ore. La mine poate în două, trei zile, nici nu. Alegeți-vă! Vreți să primiți o critică constructivă de la Naomi? Da? Fără bătaie de joc? Sau vreți bătaie de joc de la Grațiela și de la armata ei cu popcii cu tot? Vă place cum să râde cu conectele de voi, pastorilor? Vă place cum să râde cu părintele la calistra care bate femeile? Vă place cum să râde, cum să râde voi? Vă place când am făcut eu asta? Când am făcut eu asta? Niciodată. Tot ceea ce am făcut a fost să vă critic. Însă voi vă bateți rog de mine, mă acuzați pe drept în fața YouTube-ului, nici o problemă. Dacă voi nu știți să fiți calculați, dacă voi nu știți să primiți o critică și nu știți să apreciați critica mea sinceră și într-un mod fair play, adică cu etică, eu vă critic, da? No, atunci lasă că m -a ales și eu cu oameni cu care nici măcar nu mi-ar face plăcere să... Zici că mă și așa cu, nu știu, cu frezoane, numai să mă gândesc că m-aș duce acolo, adică m-aș simți că trădesc, nu știu cum, știi, deși nici ar trebui să mă simt așa, că până la urmă eu să atei, știi? Dar dacă voi mă faceți să ajung la alte, să apelez la alte modalități, problema voastră, eu vreau să stau singură, eu vreau să vă critic după gândirea mea, să mă asum ceea ce spun, să fiu singura responsabilă. Dar dacă voi continuați în halul ăsta să mă acuzați pe nedrept, nu lasă să ajungeți pâine în fața câinilor. Știți ce zic? Dacă nu știți să apreciați o critică adusă de mine, v-am lăsat și n-aveți decât să faceți nou rapoarte la YouTube, nicio problemă, și apoi vedem unde o să ne ducă viața asta. Bine, pastorilor care sunteți. La revedere!